Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre o metodă de a-ți investi banii tăi în 2021. Câteva metode foarte simple cum să-ți investești banii. Bun, să zice că tu ai 100 de lei, da? Tu cheltui 50 de lei, dar 50 de lei vrei să-i investești în ceva în care să-ți producă ție bani mai departe, da? Bun, eu îți prezint ție două website-uri unde poți să-ți investești banii. Prima platformă este Bondora. Da, Bondora este o platformă super simplă. Ce trebuie să faci este să-ți faci cont, după îți verifici contul cu buletinul tău și cu numărul de telefon și cu ce-ți mai cere acolo, nu mai ții minte. După care adaugi bani aici, da? După ce ai adăugat bani aici, tu nu o să vezi asta, dar trebuie să-ți creezi un profil din asta. O să vă arăt eu imediat cum se face. Voi o să vedeți, creați un cont Go and Grow, da? Și după ce creați contul ăsta o să aveți opțiunile astea, da? Pentru ce? Nu contează asta, chiar asta nu contează, pur și simplu alegeți ce vreți voi, pentru ce investiți, da? Puteți să alegeți pentru pensionare, pentru, nu știu, să cumpăr o casă, o mașină, venit suplimentar, ce vreți voi, da? După ce ați făcut asta, o să vă ceară să setați o sumă și cam cât o să investiți în fiecare lună, săptămânal, cum vreți voi. După ce ați băgat banii în acest cont, o să vedeți cum banii cresc în fiecare zi, da? Voi o să primiți atât pe an, da? 6,75% din suma pe care voi o depozitați, voi o să primiți asta la sfârșit de an, da? O să vă arăt și cam câți bani am avut eu băgați în această platformă, doar că am avut alte probleme, acum și cu virusul, n-am mai avut timp și nici nu dispun de suma necesară să investesc momentan, da? Deci după cum vedeți, eu făcusem un goal să investesc până acum undeva la 9.000, da? Bun, deci dacă mergem aici la declarații, cred că o să arate câți bani am avut eu în contul ăsta. Da, ia să... Nu, stați o secundă. Declarații. Și mergem tocmai în 2018. Pentru că atunci m-am apucat eu, după care am avut unele probleme, apoi a apărut virusul și pa! Bun, de pe 1 ianuarie 2018 până în 2021 descărcăm, pentru că o să-mi trimit așa un... dar nu știu dacă... Păi da, o să vedeți, ok. Vedeți? Păi da, vedeți. Super! Bun, deci după cum vedeți, ăsta este contul meu. Am avut băgați în el undeva la 7.158 de euro. Și făceam undeva la... Nu mai știu exact cât făceam. Stați o secundă că fac imediat pe telefon. 58. Da, nu. Cum făceam, mă? Că am uitat. Stai o secundă să văd. Am uitat cum calculam... Mă rog, am uitat cum se calculează procentul, dacă vă vine să credeți. Mă rog, nu mai țin minte exact cât făceam pe zi, dar chestia asta o vezi în fiecare zi, da? Îți vezi aici câți bani se depozitează în contul tău zi de zi, da? Și tu când câștigi, da? Banii aia pe care ai câștigat se duc înapoi la suma pe care o ai investită și banii aia cresc în fiecare zi. Dacă o să începeți să investiți cu această platformă, o să vedeți că o să vă placă, pentru că este foarte simplu, da? Poți să oprești chestia asta oricând vrei tu, poți să retragi când vrei tu, nu trebuie să îți lași banii aici, nu știu, pe cum e la bancă, da? Dacă îți faci un cont din ăla de investiții, trebuie să-i lași pe minim 3 luni sau dacă vrei să oprești, ei o să ia o taxă sau chestii din astea. Nu, aici poți să oprești când vrei tu și să lași banii cât vrei tu, dacă tu ai nevoie de bani. Îi retragi și în 2 zile o să-ți apară pe cont. Asta este una dintre platforme pe care când o să revină lumea la normal, probabil o să folosesc. O să vă las linkul în descriere la platformă dacă vreți să o folosiți. Cum dracu mă, să uit eu cum se calculează procentele, ești nebun la cap. Mă, stai că nu am uitat, așa se face, dar o secundă. 6.75, așa, din, punem 7.000, că nu mai știu exact, erau acolo, da? Puțin la 12.000. Da, făceam undeva la 400 pe an. Adică banii mei stăteau aici și dacă ei stăteau aici, eu făceam bani și făceam undeva la 400 de euro pe an. Dar nu sunt foarte mulți, dar având în vedere că pur și simplu îți intrau în contul tău fără să faci nimica, e o chestie. Platformele astea și asta și cealaltă platformă pe care o să vă o arăt sunt protejate printr-un, am uitat ce tratat, de exemplu, ei dacă o să dea faliment, da? Sau o să se întâmple ceva cu platforma asta, ei au o sumă de bani depozitată într-o bancă, da? Care, nu știu, ei sunt obligați. În cazul în care ei o să fie, o să facă, o să dea faliment, banca aia o să poată să dea bani înapoi la oameni. Da, deci oamenii ăștia nu au nici, ei fac bani doar din cum se numesc alea, mă, din taxe, da? Și având în vedere că ei îți dau ție doar 6% și sunt investiții care probabil îți dau vreo 12 sau unele îți dau chiar 10%, ei își iau și ei procentul lor, da? Iar ei îți dau ție doar 6%. Deci e o afacere destul de profitabilă și pentru ei și pentru tine. Bun, a doua, Bondora Go and Grow e destul de simplu, da? Tu ai adăugat banii și îi vezi cum cresc zilnic. A doua platformă se numește Mintos. Și aparent eu încă mai am €1,90 pe Mintos. Nu l-am mai folosit la fel. De ce nu l-am mai folosit? La fel ca și cu Bondora. Na, pur și simplu am avut problemele mele și n-am mai putut să le folosesc. Bun, cred că și aici, dacă dau undeva statement, ia să vedem statement, aici mi apare oare? Mintos e o companie mult mai mare decât Bondora. E un pic mai dificil, sincer să fiu, e un pic mai dificil, hai că a picat site-ul dacă e. E un pic mai dificil să înțelegi cum funcționează Mintos. Dar aparent a picat site-ul, deci nu știu ce s-a întâmplat, sincer să fiu. Mă rog, site-ul a picat. Mergea acum câteva minute, dar văd că ori a picat netul meu, ori a picat site-ul. Habar n-am. Bun, Mintos e un pic mai dificil de folosit, dar ce voiam să vă arăt la Mintos e că sunt companii românești care investesc cu Mintos, da? Deci o să vedeți niște companii pe care o să vedeți, probabil ați văzut de la ei reclame pe Facebook, YouTube și așa mai departe. Ia să vedem dacă îmi arată, deci dacă dăm România, da? Vedeți aici Mogo, Mozipo, Grup, astea sunt companii din România, Micro, Extra Finance, Creditus, astea am văzut reclame la televizor și pe Facebook. La fel, Mintos e foarte interesant, adică mie îmi place mai mult Mintos pentru că îți dă mai multe opțiuni. Uite acum mergi. Îți dă mai multe opțiuni să investești și poți să alegi în ce vrei tu să investești. Ok, e o problemă cu website-ul, nu știu de ce. Ce este, adică ce înseamnă această metodă de investire? Adică de exemplu, eu vreau să fac un credit la bancă, da? Și banca aia nu mi oferă mie un credit pentru că nu îndeplinesc cerințele lor, da? Nu știu, zici că n-am servici sau nu am un anumit venit, Da? Te duci la companiile pe care vi le-am arătat mai înainte, te duci la ele și tu faci o cerere de credit. Da? Acele companii vin pe site-urile astea de genul ăsta, da? Și plasează comanda ta, în ghilimele, plasează comanda ta pe site-urile astea. Unde oamenii care au bani în aceste conturi și vor să investească banilor, da? Ei o să investească în creditul tău, da? Și de câte ori tu îți plătești rata la compania cu tare, ei te plătesc pe tine în contul, plătesc și persoana care a investit în creditul tău. Nu știu dacă înțelegeți voi, dar încerc să vă explic cât mai, nu știu. E foarte simplu. Tu ești ca un fel de bancă, da? Oferi credite altor persoane care au nevoie, da? Pe Mintos nu mă las acum să intru și să vă arăt. Habar n-am de ce, probabil e de la internetul meu sau probabil e chiar pagina lor. În Mintos, când vrei să investești într-un credit, ei îți spun de ce are persoana cu tare, de ce are nevoie de un credit, ce vrea să facă cu banii, câți ani are, este angajată, nu este angajată, are, nu știu, chestii de astea, îți dă foarte multe detalii despre persoana cui tu îi dai banii. La fel, sunt niște opțiuni, mamă, dar nu mă lasă să intru, mă, ești nebun la cap, sunt niște opțiuni, da? În cazul în care persoana nu își plătește creditul înapoi, tu în 90 de zile îți primești banii înapoi, da? Dar nu toate creditele au chestia asta. Sunt doar unele, sunt foarte multe, dar dacă începeți să investiți în metoda asta, vă recomand să investiți în doar creditele care îți oferă bani înapoi în cazul în care persoana nu își plătește creditul. Sincer să fiu, mie nu mi s-a întâmplat. E ok să încep cu o sumă mică și să o lași aici în contul ăsta și o să vezi că îți crește în fiecare lună, la fel și aici. Dacă vreți să căutați mai multe videoclipuri și să vedeți despre ce e vorba, o să vedeți că astea două sunt cele mai mari companii de genul și metoda se numește peer-to-peer lending, da? Deci se traduce creditare de la o persoană la o persoană. Da, adică tu dai bani cu un împrumut. Iar companiile astea sunt ca un fel de middleman. Da, tu dai bani lor, ei creditează persoana cu tare, persoana cu tare plătește compania asta și compania asta te plătește pe tine. Deci e foarte simplu. Bun, băieți, eu o să vă las linkul de la Bondora în descriere, în cazul în care vreți să vă alăturați. Și o să vedeți că dacă vă alăturați, o să vedeți că nu o să vă mai despărțiți de această metodă. Serios, e o metodă foarte safe, adică foarte sigură și foarte simplă. Da? Dacă, nu știu, aveți întrebări, lăsați un comentariu. Dacă vreți să aflați mai multe despre Bondora, au și ei un canal de YouTube, au și pagină de Facebook, au și pagină de Instagram și sunt foarte multe review-uri despre Bondora Go and Grow și v-am arătat și eu că câți bani am avut eu în acest site. Vă recomand să începeți cu Bondora. Mintos e mai dificil. Eu vă recomand să începeți cu Bondora dacă vreți să începeți și, nu știu, o să vă arăt și... nu vreau să verific contul pentru că e verificat. O să vă mai arăt încă o dată chestia asta, poate să-i dau și un refresh, că poate credeți că e făcut la vrăjeală. Nu mai știu unde am zis. Ia stai că ne mergem tocmai în 2000... Mergem de aici, de pe 1 decembrie 2018, descărcăm și îmi trimite un fișier pe care eu îl deschid. Da? Pot să dau refresh? Dacă dau refresh o să dispară oare? Nu dispare, ok. Bun, da, după cum vedeți, atâți bani am avut de băgat în contul ăsta, deci îți dai seama că nu e niciun scam sau ceva de genul. Am avut încredere în compania asta cu atâția bani, deci vă dați seama, i-am primit înapoi când am avut problema, i-am retras și Asta a fost, n-am mai avut, nici nu am avut timpul, n-am avut banii necesari ca să pot să încep să reinvestesc când lumea o să revină la normal, poate. Bun băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. O să vă las linkul la acest website în descriere și sper să vă placă acest videoclip. Încerc să schimb și să fac mai multe, să fac videoclipuri despre nu știu, despre investiții, o să fac și niște tutoriale, nu știu, o să mai văd ce să mai fac pe canal. Mulțumesc frumos de vizualizare, ne auzim.